Nu vă supărați, ne dați și nouă voie să trecem. Mergem, avem o treabă aici. Este o treabă importantă pentru noi. Dacă ne dați voie, vă rugăm frumos. Vă rugăm frumos. Rugăm. Haideți, haideți, vă rog, haideți, vă rog. Intrați, domnișoară, intrați, domnișoară. Da. Cum zicem? Salutări. Salutări. Și? La un nou clip din Terariu. Așa, salutați și bine ați venit la un nou clip din Terariu. Unde suntem aici? La sară, în grădină. Da, în grădină suntem. Și ce facem? Filmăm. Da, filmăm, dar am venit aici, n-am venit cu mâna goală, ci am venit să mai salvăm un pic din sezon. Uite un fluturaș care se plimbă pe aici. Am venit să mai salvăm un pic în sezon. Pune cutia acolo cu tegul. L-am adus pe Goofy și am adus țestoasele, bălățeana și cele două dobrogene. Pe care o să le băgăm în țarcul ăsta aici, să verificăm încă o dată. Să vedem dacă nu cumva există pe undeva vreo gaură să poată să iasă. Eu zic că pe aici nu o reșe. Dacă punem ăsta așa, stă destul de bine, pământul e destul de tare. Jos n-am nicio șansă să iasă. Iei tu testoasele să le pui? Ha. Eu deschid aici, da, aici. Ha? Adu testoasele. Așa? Una? La iarbă verde să mănânce. Aia nu prea mai e verde iarba asta. Nu prea a fost verde iarba asta anul ăsta. Așa, vezi că e murdarul de caca, că s-au panicat și așa au făcut nevoile în cutie. Așa? Și ultima. Foarte bine, prietene. Ha, până la și pe acolo. Da, e o gaură, tati, pentru că n-a plouat și pământul s-a uscat foarte tare și s-a crepat. Ceea ce sper să nu fie o problemă pentru testoasele noastre. Dar cred că o să rezolvăm treaba asta cu o cazma. Să încerc să sparg pământul ăsta, să acopăr găurile cât de cât pentru a nu cumva rămâne blocate în laterală dacă ar pica. Nu prea cred că e posibil, dar ne asigurăm. Le-am pus un vas cu apă și am improvizat o ascunzătoare până că am uitat să iau bucătarea de țiglă pe care o foloseam ca și ascunzătoarea lor. Pe aici au un pic de verdeață să ciugule astăzi, mâine o să le mai pun eu niște păpădie, dar le las liniștite să se adapteze. După cum am spus, încerc să mai salvez ultima lună pentru că în curte nu mai avem soare absolut deloc. Nu mai bate nici un pic de soare pe timpul zilei. Ceea ce e clar că nu ne mai ajută în niciun caz. Pe când aici bate soarele tot timpul zilei. Ceea ce e un plus. Pentru că le ajută să încălzească. De asta nu mai este chiar cum trebuie, dar pentru o lună cât vor mai sta aici, e ok. Și urmează domnul Goofy, pe care vreau să-l pun în cutia asta, în care a stat mini acum mult timp. Numai că aici mai avem nevoie de niște pământ. De fapt, nu mai e nevoie de pământ, e ok. Dar îmi trebuie o ascunzătoare pentru domnul Goofy. Și să vedem ce mai improvizez după toate tâmpenile astea de pe aici. Ce mă poate ajuta pe mine? Cam nimic. Cam nimic. Totuși lemnul ăsta, pe care nu l-am folosit niciodată, poate fi transformat într-o ascunzătoare dacă mai scurtez din el. Ceea ce înseamnă că trebuie să-l tai de pe aici să rămână decât bucata asta, care e foarte bună ca ascunzătoare. Gata. Am obținut ce vroiam. Bucata asta de lemn care va folosi drept ascunzătoare și se poate urca și pe ea să bată soarele mai puternic în cârca lui. I-am pus și vas de apă, așa că hai să punem și bestia în căsuță. Ia director. Ia uite ce frumos te camuflezi acolo pe pământul ăsta cu pietricele, exact cum arată. Nici nu-ți dai seama. Nici nu-ți dai seama că e o bestie feroce aici.
Îl mai las un pic și o să-i aduc și lui ceva de mâncare. Ce față are fraierul. Probabil că nu o să mănânce de față cu mine, pentru că nu o face niciodată. Așteaptă să plec eu. Da, ușor, ușor o să dea pe brazdă și o să mănânce din pensetă. Ready to go? Teraliul ăsta e gata de pus în funcțiune. Dar înainte de asta, vreau să vă zic o chestie. Ieri am fost, pentru prima oară, am fost chemat cu animăluțe la un majorat. Am mai fost la zile de naștere ale prichindeilor, dar și la alte evenimente, dar niciodată la un majorat, ceea ce a fost foarte tare, mai ales că nu știam exact la ce să mă aștept. Mă gândeam cumva că o să fie o târlă de liceeni care o să facă capateale. Dar nu, n-a fost așa, ci la ziua Vanesei, care îi urez la mulți ani încă o dată, probabil că se uită acum, a fost foarte tare. Toată familia a fost, toți au pus mâna pe animăluțe, sau mare parte din ei au pus mâna pe animăluțe, au fost fascinați de ceea ce au văzut. Și cel mai tare a fost fratele ei mai mic, care este fan din terariu, respect, și care a fost foarte supărat. Ia zi, de ce ești tu supărat? Că o să cadă șarpele. Nu, baby, nu poate mult. Ce-ai făcut? Mi-a zis un baby, șarpele foarte mult. Ține șarpele foarte mult? O să ți-l dau și ție, bine? Promit că, uite, o să stau mai mult ca să ții și tu șarpele, bine? Dar a zis cineva că să te duci la masă, te duci la masă să mănânci și eu te aștept, bine? Și dau și șarpele, mergem, luăm și tarantula, mergem, luăm și șopul la mare, bine? Ia zi, acu' ești fericit? Îți place? Dar uite cum au rămas și șarpele, de ce? Pentru sărbătorii, da, lasă-i, hai, vină coace, da. Dar să revenim la treabă. Aici am pierdut o oră și ceva curățând adăpătorile astea. Am avut și o mică problemă, pentru că ustensila, peria asta cu care curăț adăpătorile, s-a rupt și am fost la Jumbo să cumpăr alte perii. Din păcate, peria mică de care aveam nevoie ca să curăț fundul adăpătorii e mult prea scurtă și n-am făcut nimic. Așa că am făcut o variantă ciobănească, am lipit tija asta cu bandă izolatoare, am încălcat-o un pic una peste alta și cel puțin pentru moment a funcționat asta, până când o să ajung la Horbach să mai cumpăr alte perii. Iar acum ceea ce trebuie să fac este să dau Green Tree Python-ul jos de aici, să dau terariul la jos și să vin cu cel din cameră cealaltă. Problema e că trebuie să dau ăsta jos de aici și după aia să vin cu celălalt, să-l burc și să-l plantez aici pe poziție. Terariile astea sunt destul de grele și eu sunt singur. Să vedem cum reușesc eu să fac treaba asta fără să fac vreo boacă. Că și asta e foarte important. Da, nu. Nu, 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 nu. Nici o șansă. No, terariul rămâne aici pe poziție. Mă duc să-l plantez pe la pe masă și continuu și mâine să găsesc pe cineva care să mă ajute cu asta. În viață e foarte important că să știi să spui nu. Așa că nu, nu o să mă mai chinui cu ăla. O să-l plantez aici pe poziție. Și începe plantarea cu primul pas, și anume biruțe de argilă. Dacă trebuie. După care, plasă.
Bă, am așezat și plasa, acum va trebui să prepar pământul. De fapt, am aici suprafață cu plante, vezi, așa că o să sar peste procesul, am mai pregătit pământ, o să folosesc direct ăsta, dacă e suficient, dacă nu o să mai adaug niște turbo, porticolă. Opa! Pare relativ suficient. Cred că ar mai trebui totuși niște turbă. Dacă stratul de pământ este mai adânc și plantele vor fi mai bucuroase pentru că vor avea în ce să-și prindă rădăcinile mult mai bine. E foarte bine să fie mai mult pământ decât să nu fie. Mai merge totuși niște pământ universal. Mă duc să văd dacă mai... Cine caută, găsește! Hai că am dat mai cu băiți decât să bag în terariu. Nu știu cu ce amestecă băiți ăștia pământul ăsta de aia. Lângă faptul că e atât de negru, extrem de negru, se și, nu știu, rămâne negreală pe orice atinge. Degete, sol, tot. Cred că e ceva praf de cărbun în ea, barna. Asta nu-mi explică negriciunea asta, tăciunele ăsta din sufletul lui. Acum să trecem la plantat. Am luat aici o dracina. Nu știu dacă mai are și vreun nume. Parcă marginată era, cred. Nu știu exact. Dar e o plantă care îmi place. Face așa stufoasă, ceea ce e interesant. Și asta am vrea să o pun aici. Acum cu atât substrat, pare destul de jos crenga. Nu mai pare deloc sus, deloc la înălțime. Am mai luat și o Diefenbachia. Diefenbachia. Uitați așa cum îi zice. Asta, dacă o mănânci, e o plantă toxică. Dacă nu o mănânci, e ok. Avem un green tree python. Deci nu e cazul să ne panicăm că o să mănânci. O să las în colțul ăsta. Cred. Să-i pun vasul de apă. La vedere. Și... Mai am aici încă o dracena, Dragon Mix, asta e mamicuță, pe care o să o pun aici prin față. Da, el arată binișor, nu arată rău. Singura mea teamă e că prostul o să mi le facă varză, cum a făcut și plantele din terariul mele. Cam în urmă cu un an, așa, am plantat foarte frumos terariul ăla, am dat ceva bani pe plantele alea și mi le-a făcut terci în două zile. În două zile, când l-am băgat la femelă, mi-a distrus tot. Tot a distrus. A plimbat pe acolo, a făcut numai prăpăt și e posibil să facă aceeași chestie. Și aici, cu toate că au trecut de ceva timp, stă foarte, foarte cu minte pe creanga lui. Nu se mai mișcă, nu se mai plimbă așa prostește. Ce stă foarte cu minte. Da? Vedea. Habar n-am cum o să se comporte. Vedea. Și, nu în ultimul rând, vreau să mai bag aici un potos, un fel de potos. Pentru că asta știu că rezistă cam în orice condiții. Și indiferent cât de nașpa e în terariu, potosul ăsta rămâne în viață. Acum vedem cum o să se comporte și dacă o să funcționeze. Da? Eu sper că da. Foarte important este să mai pun apă pentru că substratul ăsta stă de ceva timp afară. Toți trei sacii au fost desfăcuți, ceea ce înseamnă că în mod clar s-a mai evaporat din umiditate. De aceea, mai ales imediat ce l-am pus, destul de important să mai pun ceva apă ca rădăcinile plantelor să prindă mult mai rapid în noul sol. Și mai am
Și mai am totuși ceva de făcut înainte să-l închid. Și anume să ne asigurăm că nu va mai trebui să mai facem curat înăuntru. A, dar nu reușești că se prind pe ăștia. Garson. Where are you, garson? Ia uite. Pa. Fraierii, cum să duc? Și eu trebuie să-i vânez pe ăștia. Sunt o groază de izopozi pe aici, peste tot. Nu trebuie să decât recoltați. Să iau din ăștia mari, ca să facă și pui în nou terariu. Multă curățenie. Mamă, ce e aici? Este extrem de mulți. Umblați și vă mulțiți, dragii mei. Da, cam așa arată rezultatul final. Nu e fantastic, dar eu zic că nu e nici rău. Acum tot ce sper e ca fraierul ăla să nu distrugă plantele astea. Cel puțin nu în totalitate. Ți să mulțumesc tuturor clienților mei, pentru că orice sumă de bani care pleacă de la ei și vine către mine, chiar dacă achiziționează ceva, sunt chemat la ceva evenimente sau chestii de genul ăsta, e o formă de susținere pentru toate animăluțele din casa din terariu. Pentru că, după cum știți, toate astea costă mult și sunt sume de multe ori destul de mari pe care trebuie să le bag în casă. Spre exemplu, numai plantele astea au fost 100 de lei, astea 3 pe care le-am cumpărat fără potos care l-aveam aici. Deci, ca să pot să fac chestii interesante, într-adevăr, e nevoie de finanțe. Așa că mulțumesc încă o dată celor care cumpără rozătoare de la mine, care m-au chemat la evenimente, care au cumpărat animale de la mine și toate cele. E o formă foarte importantă de susținere pe care voi o faceți către din terariu. De asemenea, puteți să susțineți chestia asta doar dacă lăsați reclamele să curgă aici pe YouTube, pentru că pe voi nu vă costă nimic, dar cu fiecare reclamă care rulează total la clipurile mele, eu sunt plătit de cei de la YouTube o sumă foarte mică de bani, așa că trebuie să ruleze extrem de multe reclame ca să înțeleg și eu ceva din toată treaba asta. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, distribuie să vadă și prietenii tăi și până data viitoare nu uita să promovați Terraristica și pe toate animale. Pa, pa!